Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Balanță, 24 noiembrie. Oamenii mei dragi, în această zi au vrut să iasă însă patru cărți. În această zi văd că veți intra în contact cu o persoană, un bărbat din semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, un bărbat care este foarte concret, foarte stabil, cu picioare pe pământ, foarte mental, un bărbat care aduce siguranță familiei sale, ori la locul de muncă. Un bărbat vă va da o veste sau veți comunica cu acest bărbat. Dacă sunteți bărbați dumneavoastră, veți fi acest bărbat. Dacă sunteți femeie, acest bărbat vă aduce stabilitate în viața dumneavoastră și vă poate da o mână de ajutor în ce privește partea financiară sau în orice alt proiect. Magicianul spune că e posibil să lucrați cu acest bărbat, să comunicați, să vă trimit o veste. Veți manifesta foarte mult talentele dumneavoastră în această zi, veți munci în această zi. Vreau să vă spun că aveți tot ce vă trebuie să manifestați aceste lucruri. Văd mai multă comunicare și văd foarte mult succes, veselie, bucurie. Veți fi satisfăcuți în ce privește acest nou început. Vedeți? A vrut să-mi iasă o carte și îmi spune că soarele, foarte multă abundență, foarte multă căldură, familia dumneavoastră, claritate. Veți străluci, să spunem așa. Deci va ieși soarele pe strada dumneavoastră în această zi, foarte frumos. Haideți să vedem și ce vor să vă transmită îngerii. Dar spune că este ceva mai bun pentru dumneavoastră. E posibil ca dumneavoastră să vă încăpățânați în ce privește un proiect sau să vă mulțumiți cu puțin sau cu acel ceea ce aveți, dar spune aici că există ceva mai bun. Există ceva mai bun. Wow! Veți vedea dumneavoastră în această zi. Oamenii mei dragi, mă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!